Sunt mai bine de 3 luni de la operație și astăzi am vorbit cu doctorul care m-a operat să merg la un control să vedem exact cum a evoluat. Am mai ținut legătura cu el, i-am spus așa cam cum mă simt, cu ce greutăți fac și cum a evoluat toată situația. Ideea e că la antrenamentele cu greutăți nu am avut vreun disconfort până acum. El mi-a și spus că pot să mă duc în principiu și mai tare cu antrenamentele, că nu am vreo restricție. În teorie pot să merg destul de tare, dar astăzi o să merg să-mi facă un echo, să vadă exact cum mă simt și după asta cred că pot să cresc un pic intensitatea la sală și să reiau antrenamentele cât de cât normal. Sunt foarte curios acum să vedem ce o să zică și cum o să fie la control. Ce n-aș spera atunci când eram pe aici pe la spital și umblam să văd în ce situație sunt și când mă operez, ce bine că a trecut toată perioada aia. Acum mai un pic să vedem cu controlul ăsta și o să fie tot ok. Gata controlul, totul e ok. Mi-a făcut și echo și mi-a spus că totul e normal, pot să fac efort, mi-a zis ca și cum nu am fost operat niciodată și chiar dacă fac exerciții de genoflexiunilor sau îndreptărilor unde se pune presiune intraabdominală, mi-a spus că faptul că este presiune intraabdominală nu mă încurcă cu nimic, adică nu e un lucru rău, pentru că acolo este plasa respectivă și nu are cu ce să influențeze negativ. Așa că îi dăm drumul direct la sală. Astăzi vreau să îți arăt al doilea tip de antrenament, antrenamentul B, pe care îl fac în această perioadă după operație, în perioada de revenire. De când am reluat antrenamentele, am făcut în fiecare zi full body și am alternat aceste două antrenamente A și B. Atât volumul cât și intensitatea au fost reduse, așa că nu am avut nicio problemă cu recuperarea. Însă, în scurt timp, ambele o să crească, așa că voi schimba acest antrenament full body cu unul care îmi va permite un volum mai mare de lucru și, desigur, recuperare între antrenamente. Bun, hai să începem cu primul exercițiu. După o încălzire a articulațiilor și două serii de încălzire cu bara, am trecut la seriile de lucru și am făcut 5 serii a câte 10 repetări. Observ că în partea de jos a mișcării fac o scurtă pauză, jumătate de secundă, pentru a activa mai bine mușchii pieptului. Îți recomand cu tărie să încerci și tu tehnica asta pentru că o să simți super, super bine cum îți lucrează. Greutatea totală pe care am folosit-o este de 70 de kg, însă la seriile 4 și 5 am dat jos discurile de 5 kg și am lucrat doar cu 60 de kg pentru că am simțit că mă forțez un pic cam tare și nu vreau să merg la epuizare. Următorul exercițiu din antrenament este ramatul. O să pun la sfârșitul videoului atât exercițiile din acest antrenament, cât și exercițiile din antrenamentul A, ca să vezi diferența între ele. La ramat, ca și la orice exercițiu pentru spate, șmecheria mentală este să îți imaginezi că tragi greutatea cu coatele. În felul ăsta o să-ți activezi mușchii spatelui mult mai bine. Ca și poziție, tot timpul să ai pieptul scos înainte, umerii trași în spate și lăsați în jos. La ramat am făcut la fel 5 serii a câte 10 repetări. Al treilea exercițiu din antrenament este unul de izolare pentru umeri, fluturări laterale. O greșeală comună pe care o văd la acest exercițiu este că încheieturile stau cu mult deasupra coatelor. Încheieturile trebuie să fie ușor sub nivelul coatelor și să ridici brațele până ce acestea sunt ușor mai sus decât paralele cu solul. La acest exercițiu am făcut 4 serii de 12 repetări. Personal îmi place foarte mult cum arată un fizic cu umerii dezvoltați. Mi se pare că dacă ai brațe mari, dacă ai bicepsul și tricepsul mari, dar umerii sunt mici și sunt multe în urmă, parcă ceva lipsește, nu e atât de estetic. Ok, trecem la brațe. Primul exercițiu este pentru biceps. Este grupa pe care vreau să pun accent în următoarea perioadă pentru că
în comparație cu tricepsul și cu umerii, mi se pare că este un pic în urmă. Aici am făcut flexi hammer sau ciocane și am făcut 4 serii de 12 repetări. Motivul pentru care bicepsul este un pic în urmă este că tot timpul îl lăsam la sfârșitul antrenamentului și de multe ori mă grăbeam, trebuia să ajung în alte locuri și nu aveam timp să termin seriile, exercițiile și seriile pe care mi le propuneam. Când faci flexii pentru biceps, ai grijă ca mișcarea să fie controlată, să-i dai drumul ușor greutății, să nu lași coatele în spate, iar când ridici gantera sau bara, să o faci exploziv și să contracți voluntar mușchii bicepsului. La triceps am făcut un exercițiu pentru capătul lung, extensii cu gantra deasupra capului. Pentru o dezvoltare completă a tricepsului, neapărat să incluzi un astfel de exercițiu, fie că e skull crusher, fie că e extensii cu gantra deasupra capului, pentru că spre deosebire de celelalte exerciții în care ai brațele pe lângă corp, doar din această poziție se pune accentul pe capătul lung al tricepsului. Ultimele două exerciții sunt pentru picioare, sunt exerciții de izolare, însă în antrenamentele viitoare o să încep să includ și exerciții de bază, presă, poate încep și ușor cu genoflexiuni și niște îndreptări românești. Aici, ca și la antrenamentul trecut, am început cu extensii pentru quadriceps, unde am făcut 4 serii de 10-12 repetări. Apoi am băgat tot 4 serii pentru femurali. La acest aparat, greutatea folosită este destul de mică pentru că pârghiile sunt foarte mari și atunci e mai dificil să o ridici. Gambe nu am făcut, dar acum când o să-mi schimb programul, o să antrenez picioarele separat și atunci o să bag și câteva serii pentru gambe. Ok, cam așa a arătat antrenamentul meu de revenire. Îți las pe ecran atât exercițiile din antrenamentul A, cât și exercițiile din antrenamentul B. Probabil o să mai continui încă una, două săptămâni în felul ăsta, după care o să trec la un nou program. Mersi pentru atenție, dacă ești nou pe canal, abonează-te, apasă pe acel clopoțel ca să fii notificat când mai postez și ne vedem în videoul următor.